Citesc din Sfânta Scriptură un cuvânt, așa cum Apostolul Pavel a adresat Bisericii din Corint în a doua epistolă, în capitolul 7, de la versetul 8, în prima parte. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Că ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Mai citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, epistola către Biserica din Efes, adresată de Apostolul Pavel, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur să revin în comunitatea penticostală din Târgu Jiu, să întâlnesc frații, surorile la închinare și să slujim împreună spre slava lui Dumnezeu pentru bucuria și întărirea sufletelor noastre. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! Amin. Este un mod în care Dumnezeu găsește cu cale să prelucreze sufletele noastre și apoi să se folosească de ele. Aici s-a citit astăzi despre porunca aceea anunțată de Mântuitorul să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Noi am cântat, eu te iubesc, Iisus, din inimă. N-am cântat că din toată inima, așa că nu cred că am mințit, dacă nu suntem în stare să spunem asta, că pocăiții mai mint uneori la cântări. Poate este doar o dorință uneori. Nu mințim, dar dorim și cântăm asta că dorim. Nu reușim, dar Duhul Sfânt este aici ca să ne ajute în slăbiciunile noastre. Dacă dorința noastră este sinceră înaintea lui Dumnezeu, Domnul ne binecuvintează. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și din toată puterea ta este dorința lui Dumnezeu. Nu pot să vă vorbesc în seara aceasta despre jumătăți de măsură, parțialități, duplicitarism, amestec, ci despre ceea ce Domnul cere, fiți plini de Duh. Spune cuvântul în Deuteronom 18:13, dar tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. În a doua epistolă, Petru spune, în capitolul 1, versetul 5, și voi, dar, dați-vă toate silințele. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Nu putem să mergem pe două căi, citea fratele Aurel din Proverbele 14:12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Viața noastră, inima noastră, este un vas. Domnul vrea să toarne unde lemnul său, puterea Duhului Sfânt. Domnul așteaptă să avem inima deschisă. Dacă nu reușim, spune în Fapte 16:14 că o femeie, Lidia, vânzătoare de purpură, era temătoare de Dumnezeu și asculta cuvântul. Și Domnul i-a deschis inima. Trebuie să fie o dorință sinceră, o inimă deschisă. Poziția concavă a vasului. Învățam la școală, ca să ține minte, ni se spunea ține apă, poziția ține apă. Dacă se țină, trebuie să primească mai întâi, nu? Și convexă, n-are nicio treabă cu ce-a fost la adunare. A fost frumos și-a trecut pe lângă el harul. Și mântuirea rămâne pentru alții care au avut inima deschisă, care au fost dornici. Că spunea Mântuitorul, în Ioan 7:37 în jos, spune cuvântul, în ziua cea mare, care era ziua cea mare, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a preasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat,
Dacă însetează cineva, nu știu cum ați venit în seara aceasta, nu știu ce așteptați, nu știu ce inclinații, ce dorințe aveți, dar Domnul este aici ca să ne binecuvinteze. Spune al doilea frate care a dat îndemn la rugăciune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să-și îndeplinească lucrarea și numai El. Continuăm de acolo. La noi este așa un obicei, cred că e bun, dacă îl găsiți. Am învățat pe cei care afișează versetele, vă rog să lăsați versetul până vine următorul. Că poate între timp frații să mai gândesc la versetul acela, meditează, se roagă în gând că, spune cuvântul în Psalmul 119, versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Frații construiau adunarea, eram adolescent și, hai Corneliu, mută firul de plumb. Și am zis, auzi, fraților, hai să-l punem la sfârșit, nu toată ziua firul cu plumb, la fiecare rând. Și zis, dacă punem firul de plumb și bolobocul la sfârșit, s-ar putea să dăm jos toată clădirea. Că scrie cuvântul în Corinteni 3, că în ziua aceea lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Focul lui Dumnezeu o va dovedi dacă rămâne sau este nimicită lucrarea. Dacă ai zidit din dragoste și pe temelia apostolilor și dacă ai vegheat, ai stăruit în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, că o să vedem în privința laturii Duhului Sfânt, este vorba de stăruință. Cine crede în mine, spunea Domnul mai departe, în Ioan 7, din inima lui, adică vor simți și alții că el e botezat cu Duhul Sfânt, că el este călăuzit de Duhul Sfânt, că el este cârmuit de Duhul Sfânt. Că spune în Galateni 5 cu 16, zic dar, adică nu-i suficient să fii călăuzit. A te călăuzi înseamnă a te îndruma și dacă vrei asculți, dacă nu, nu asculți. Că eram la un obiectiv turistic, mergeam după ghid și la un moment dat nu mai înțelegeam ce zice ghidul. Și când m-am uitat era alt ghid. Zic, măi, eu am pierdut ghidul, că nu ghidul m-a pierdut pe mine. Că eu trebuia să țin aproape, dar mă fura peisajul pe acolo și nu mai înțelegeam limba celuilalt ghid. Asta înseamnă călăuzire. Dar a cârmui din Galateni 5 cu 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, înseamnă șoferul să ducă autobuzul cu pasager cu tot acolo unde a hotărât, în împărăție. Să ne ducă Duhul Sfânt pe calea cea îngustă, pe calea cea bună, despre care se citea din Ieremia 6 cu 16. Și noi să spunem, Doamne, vrem să umblăm pe căile acestea. Vrem să rămânem pe calea îngustă. Vrem să rămânem după orientarea ce ne-ai dat-o prin Sfânta Scriptură. De fapt, cum lucrează Duhul Sfânt? Duhul Sfânt lucrează prin cuvânt. Să rugăm Mântuitorul. Și în Ioan 17 cu 17 găsim scris, Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, se spune acolo despre Duhul Sfânt. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul, dar atunci când omul este gata să asculte, spre ascultare. Adică Duhul Sfânt ne sfințește dacă noi ne încadrăm în voia lui Dumnezeu, ne silim. Dacă noi dorim din toată inima, dacă noi stăruim, că spune cuvântul în Iacov 1 cu 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Și versetul 25 spune, să vedem care soft lucrează mai bine. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și, nu ca un ascultător uituc, și va stărui în ea, împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Spunea fratele care a dat îndemn la timpul de rugăciune, este o fericire lăsată de Dumnezeu să intrăm în aceste beneficii ale fericirii lăsate de Dumnezeu. Viața noastră, sufletul nostru, spuneam, inima noastră este un vas. Domnul vrea să-l folosească, să fie vas de cinste, să inunde și pe alții de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea care este farmecul unui om, nu? Bunătatea e farmecul unui om.
de îndelungă răbdare, de roada Duhului. Spunea Domnul, fapte 9 cu 15, Anania, du-te la Saul, că el este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu între neamuri. Ai vrea să duci numele lui Dumnezeu între neamuri? Să-i porți numele și să-l reprezinți cu viața. Că degeaba te cheamă croitorul și n-ai nicio legătură cu mașina de cusut. Degeaba ți s-ar zice că ești pocăit, că ești copil al lui Dumnezeu, că ești din împărăție și nu se dovedește pe teren. Și faptele sunt faptele firii pământești. Domnul vrea să exemplifice pentru Ieremia și în cartea profetului Ieremia, în 18, de la versetul 1, Domnul vorbește lui Ieremia și îl trimite în casa olarului. Acolo, când vei ajunge, spune Domnul, în versetul 2, te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Tot așa noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Dar ca să coboare puterea Duhului Sfânt, că Domnul revarsă, Domnul toarnă, acesta este termenul biblic, din Ioel 2, de exemplu, voi turna din Duhul meu, că Domnul nu dă așa când și când, uneori, peste cineva și pe altul, nu îl umple. Domnul are de la el resurse binecuvântate, dar este o parte ce ne aparține, dragii noștri. În prima parte vreau să vorbesc despre întristări ce produc transformări. Sau lucruri ce nu convin firii, dar folosesc Duhului. Și prima întristare despre care Pavel vorbește în 2 Corinteni 7 este învățătura. S-ar putea să plecați în seara aceasta cu zâmbetul pe buze, dar întristați. Întristați în firea pământească, s-ar putea să nu convină firii pământești. Și că spune cuvântul la un moment dat în Matei 26, versetul 75, eram într-o adunare și am întrebat fraților, de câte ori o cânta cocoșul până s-o lepăda Petru? Dădeau frații cu presupusul, unii ziceau o dată, de două ori, de trei ori și am zis, fraților, nu contează de câte ori o cânta cocoșul. Contează că Petru, când și-a adus aminte de cuvintele Domnului, a ieșit afară și a plâns cu amar. Dragii mei, nu-i plângeți pe cei ce plâng acum și se pocăiesc. Plângeți-i pe cei ce râd acum, că ei vor plânge mai târziu. Mai bine plâng acum un ceas cu frații în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Sunt întristări ce produc transformări și firul de plumb corectează clădirea și uneori nu convine. Că spunea Domnul în Psalmul 119, versetul 4, tu ai dat poruncile tale ca să fie împlinite, din când în când, cum putem, frate, așa, Domnul ne știe, cât de cât. Nu pot să vă vorbesc despre asta, ci despre dați-vă toate silințele, despre a iubi din toată inima pe Dumnezeu și pe aproapele, despre a te ține în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Este o parte ce ne revine. Spune cuvântul 2 Timotei 2 cu 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dar oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Asta e partea noastră. Și spune versetul următor, într-o casă mare nu sunt numai vase de cinste, numai vase de aur. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Atenție că nu este egal între castronul de supă și găleata cu resturi pentru domesticele din curte. Nu egal cu platoul de prăjituri sau cu ce se poartă prin ogradă.
Domnul vrea să fim vase de cinste și spune cuvântul în continuare în următorul verset 21. Dacă cineva, dar nu suficient numai să vină la adunare, să fie membru cu drepturi de pline, să se boteze în apă și mai face și câte o slujbă. Dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste. Știți că Domnul ne curăță prin cuvânt? Îmi spunea o femeie în vârstă, când s-a dus acasă, a întrebat-o cineva, necredincios, a zis, na, zi, maică, ce s-a predicat, povestește, a zis, mai rețin, a fost frumos, a vorbit din cuvânt și a vezi că te duci degeaba, că n-ai rămas cu nimic. Ești ca o sită prin care trece apa și nu rămâne nimic. Și o zbătrânică, auzi, maică, și prin sită când trece apa, o curăță. Tot se întâmplă ceva. Sfințește prin adevărul tău, Tată, spunea Mântuitorul, cuvântul tău este adevărul. Când ești gata să asculți, să intri în ascultare de plină, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te sfințește prin cuvânt. Spune Biblia despre un om, un tânăr, în Evanghelia după Marcu, se face specificarea aceasta, tânărul bogat a ascultat cuvântul, da? Și Domnul i-a dat un îndemn, ție-ți mai lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai și... 10:22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta s-ar putea când te întristezi de tot să pleci și să nu mai revii. Că scrie Ioan 6:60 în jos că unii din ucenicii Mântuitorului au spus, cine poate să suporte vorbirea aceasta? E prea de tot. Și au plecat. Îmi spunea un frate, zice, în curtea unei adunări am auzit două surori vorbind și spunea una către cealaltă, auzi tu, eu zis pe nume. Nu dau nume că... Oare ce au frați? Ce tot au frații ăștia cu noi? Acum, cealaltă soră, dacă era inspirată de Duhul Domnului, spunea, știi, cred că n-au cu noi, au cu păcatul, dar dacă e legat de noi, trebuie dezlegare. Dar sora cealaltă neinspirată zice, nu știu tu, zice, dar lasă-i să vorbească, că de-aia spuși acolo. Lași cumva să treacă pe lângă tine cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 5:39, cerceta scripturile, pentru că ce spunea Mântuitorul? Socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele, spunea Mântuitorul, tocmai ele mărturisesc despre mine. Vine în minte un cuvânt frumos din Psalmul 119, să deschis aici, versetul 97, spuneam tinerilor și copilașilor, lăsați guma de mestecat că vă face rău la stomac. Luați câte un verset și mestecați pe el de dimineața măcar până la amiaz. Și de la amiaz mai luați încă unul. Sau versetele acelea din calendar pe o lună, nu? Un verset pe lună. L-ai reținut măcar într-o lună. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, intră în viața noastră și produce sfințirea, punerea deoparte pentru o lucrare sfântă. Vorbesc mai întâi despre prelucrarea, pregătirea vasului, ce se numește sfințire, și apoi prin cântarea ta, Duhul Sfânt, va inunda și alte inimi cu bucuria mântuirii, cu bunătatea care vine de sus. A cântat o tânără într-o adunare și a primit un bilet de la o soră în vârstă, draga mea, avem nevoie de zâmbetul tău, nu mai sta încruntată când cânți. Oare, cum ne facem verificarea? Că scrie să fim plini de Duh și pe final vom specifica de aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu, din prisosul inimii, faci verificarea. Vezi, cam despre ce povestești așa. Spunea un frate, păstor, prieten, a zis... Să știi că avem duminica seara un program deosebit. Foarte frumos la noi.
Vezi, poate ideea asta, ne întâlnim și stăm la un ceai. Au decretat stare de ceai. Și o să sororile fac în o, al două de alea mari ceai și stau, frate, și povestesc la ceai. Și zic, da, voi nu vă mai rugați duminica seara? O să, ba, cerem ajutorul Domnului la început. Ha, și când bei ceai, trebuie să ceri ajutorul Domnului. Sunt teneci. Și nu mai cântați duminica seara? O zis, ba, da, cine vrea poate să cânte. Ca la nuntă, la masă, nu te ascultă nimeni. Mă zic, treaba voastră. Ei, ce zici? Eu nu zic nimic. Și mă sună după câteva săptămâni, frate Corneliu, dă-mi un sfat, măi, nu știu, măi. Nu știu ce se întâmplă, nu ne mai înțelegem. Nu merge, nu ne mai înțelegem. Zice, nu știu de la ce. Zic, de la ceai. De la ceai. Ați băut prea mult ceai. Ați umplut burta cu ceai și duhul pipernicit. Că i-ați dat așa vorbe goale, poate în vânt, sau care nu zidez, sau merge moara fără materie primă. Niciun rezultat. Ei, să meargă, să învârmă oriștile și nu iasă producție. Da. Noi suntem un vas pe care Dumnezeu l-a ales să-l umple cu un delen. Mai întâi este o prelucrare a vasului. Am văzut prin învățătură. Spune cuvântul în Roman, capitolul 6, versetul 17, foarte clar, următorul lucru. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Asta e partea noastră. Mai citim ceva dacă suntem aici. Roman 6 cu 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre. Mi-amintesc că am predicat în, nu mai știu în ce an, la dumneavoastră, despre adevărata valoare a sfințirii. Și am citit versetul acesta, acum îmi vine minte. Spuneam atunci despre un frate ce călătorea într-un compartiment de tren și avea trei colegi care s-au apucat de 66 sau nu știu cum le zicea. Hai, joacă și tu cărți cu noi. Și fratele i-a zis, nu pot. De ce? N-am mâini. Cum n-ai mâini? N-am mâini. Eu mâinile mele le-am pus în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu joacă nici cu cărțile, nici cu vorbele. Dumnezeu nu ne permite să pierdem vremea, așa numai ca să... Domnul a spus să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Și ce să facem ca să răscumpărăm vremea? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că ați ascultat din inimă. Este o îndreptare. Pocăință, în trei cuvinte, înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Sau recunoaștere, regret și renunțare. Cuvântul lui Dumnezeu te poate lumina mintea, îți poate lumina mintea. Spune Pavel în Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Vine Duhul Sfânt prin cuvânt să-ți lumineze mintea despre ce ai făcut, despre ceea ce mai trebuia să faci, despre ce ai făcut și nu trebuia să faci. Ultimul verset din Iacov 4 spune, cine știe să facă bine și nu face, să vârșește păcat. Am găsit patru factori care influențează din partea lui Dumnezeu îndreptarea noastră, transformarea noastră. Acești patru factori produc întristare. Am făcut referire mai întâi la învățătura. Învățătura sănătoasă care duce la evlavie, care aduce schimbarea vieții. Și uneori nu convine firii. Nu. Firea ar vrea să distreze. Firea pământească trebuie să se încadreze la Galateni 5:24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.
Datoria noastră este ceea ce spune Petru în prima epistolă 2 cu 11. Preubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. În noi sunt poftele firii pământești și trebuie ținute în stăpânire, că spune cuvântul în Genesa 6 cu 5 că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Ce inclinații ai? Ce dorințe ai? Ce atitudine ai când îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Hotărăști ce este bine pentru tine? Caut un cuvânt și îl anunț după ce îl găsesc. 2 Cronici 34 cu 27 spunea Domnul cu privire la un împărat care a ascultat cuvântul. Citim versetul 19 mai întâi. Cu mine e tare greu că nu-s prea hotărât așa când la un verset când altul. Versetul 19. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfâșiat hainele. Ne cere Domnul să ne sfâșiem inima. Și spune versetul 27, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Spunea Domnul poporul Israel prin Ieremia, până când veți fi mândri și vă înțepeniți grumazul, ca să n-ascultați cuvintele mele. Să ne plecăm urechea la cuvântul lui Dumnezeu și să rugăm pe Duhul Sfânt să străpungă inimile, să zidească, să sădească noi cuvintele sale care pot să aducă rod. Întristări ce produc transformări sau lucruri ce nu convin firii, dar folosesc Duhului. Mai întâi învățătura, apoi încercarea, critica și mustrarea. După învățătură, e posibil să vină încercarea. Că Domnul încearcă să ne sfătuiască, să ne învețe, să ne lumineze. Dar pentru binele nostru spune Evrei 12 cu 5, să nu uitați sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Nu te apuca să cârtești, să intri în deznădejde și să fii amărât, că e pentru binele tău. Domnul este cu ochii pe ceas și pe termometru, să nu se piardă credința ta. Dar vrea să fie întărită credința, vrea să fie curățit vasul. Și spune cuvântul în 1 Petru, capitolul 1, versetul 6, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie, uneori nu trebuie, dar dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme pe înfelurite încercări. Vă vorbesc în prima parte despre încercări care produc transformări. Am vorbit despre învățătura ce produce transformare, apoi despre încercarea ce produce transformare. Și spune versetul 7, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare, dar atunci când vine Domnul, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Spunea Pavel în Romani 8 cu 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Hai să mai citim ceva aici, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Încercări. Să nu te miri dacă încercarea lovește fără milă și dacă lacrimi curg pe obraz. Domnul vrea să ne șlefuiască, să fim aur curat, să fim vase de cinste folositoare stăpânului, în care să toarne unde lemn. La stăruință nu poți să vii oricum. Duhul Sfânt nu poți să primești fără stăruință. Și nu poți să fii călăuzit și cârmuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și umplut de Duhul Sfânt dacă nu există o prelucrare
a vasului, o pregătire, că a spus Mântuitorul, nu toarnă nimeni vin nou în burdufuri vechi. Că dacă există fisuri și scăpări, la ce folosește puterea? Că te ține numai în timpul programului. Și după ce ai trecut strada, ești același. Și cum spunea Domnul în Ieremia, capitolul 7, voi 6 zile faceți tot ce voiți, spunea Domnul. Vă spun și versetul imediat, cred că 12. Mai întâi 10, hai 9. Cum furați, ucideți, prea curviți, jurați, strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți, puncte, puncte. Știți că scrie în Galateni 5:21 despre faptele firii pământești 20 și 21, și se termină așa versetul 21 și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Că spune cineva, frate, eu nu mă încadrez la faptele firii pământești. Vezi că s-ar putea să te încadrezi la alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și apoi veniți, spune versetul 10, să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și să ziceți, Domnul e prezent, Domnul lucrează, Domnul e cu noi. Îmi spunea un tânăr, zice, am fost la o întrunire de tineret, frate Corneliu, păstorul a zis că Domnul e prezent acolo, dar se cerea să se dea mai tare în tobe ca să fie o măsură mai mare de har. Deci așa un har fals era acolo că trebuie să plec. N-am putut să suport harul ăsta. Să nu ne înșelăm, că spune versetul 8 acolo, nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând, templul Domnului, templul Domnului. Există o parte, trebuie să o îndeplinim. Cine se curăță, spune Tesalonicenii în capitolul 5, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă te face telecomanda sau telefonul sau curița asta care împlinește poftele firii pământești, nu știu, așa îi place uneori să vorbească ce nu trebuie. Că dacă ar vorbi ce trebuie, poți să faci noapte de veche cu cei care vorbesc ce trebuie. Dacă îmi vorbesc ce nu trebuie, nu știu, trebuie să o iei la fugă de pe lângă ei, că te afectează. Eram într-o adunare, m-am vorbit acolo din cuvânt, la sfârșit frații că mai stai un sandwich aici cu noi la un pahar și îmi spuneau frate, noi așa ținem pocăința, mai avem probleme cu, zic, cu ce, cu dantura, cu... cu gurița asta, cu limba din Iacov 3 care aprinde. M-a întrebat un tânăr într-o adunare, mai avea câțiva tineri pe lângă el, a zis, frate, știm că scrie în Biblie, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, trebuie să faci ceva. Nu poți să zici, Doamne, fă Tu tot și du-mă împărăție, iartă-mă, vindecă-mă, du-mă în rai și eu, Doamne, somn adânc, de voie. Scrie că să scoatem, frate, te întreb, e la propriu sau la figurat acolo? Zic, la propriu. Să scot ochiul. Păi și ce fac dacă scot ochiul? Zic, pui de sticlă. Așa se face. Dar nu este o cale între. Zic, ba da, extraordinar. Auzi, pentru prima oară l-au zis pe fratele Corneliu că se poate așa. Cum? Zic, bandajează-l. Bandajează-l. Păi și dacă mă vede cineva, poți să întrebe ce ai loc. Și eu ce spun? Spui că e bolnav ochiul. Spunea Iov în 31:1 și nu mi-aș fi... Dar dacă nu poți, îl bandajezi, frate, sau îi bandajezi pe amândoi. Am citit din Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. Când bei mult vin, asta te duce la treapta cea mai de jos din punct de vedere spiritual, de străbălare. Când bei mult vin. Când bei numai puțin vin, asta te duce la dereglare. Dereglarea minții. Și Dumnezeu are nevoie de a face cu oameni limpezi la minte și curați la inimă și hotărâți în căile ce le urmează. Deci, dar știți că mai este un cuvânt, proverbe, versetul 31 și vă zic și 23:31. Da. Nici să nu te uiți, n-ai voie. Deci când e vorba de vin și băuturi amețitoare, legați la ochi.
Ați înțeles? Deci nu că nu gusta, nu lua, nici n-avem ce să ne uităm. Asta e treapta cea mai de jos. Și alcoolul te ajută la asta. Să te duci rău de tot, jos de tot. Devieri iremediabile. Asta e cea mai de jos treaptă. Ei, cea mai de sus treaptă din punct de vedere spiritual este a doua parte a versetului 18 din Efeseni 5. Fiți plini de Duh. La asta ne vrea Dumnezeu. Sunt întristări ce produc transformări. Învățătura, încercarea, critica și mustrarea. Poate mă întrebați care e diferența între critică și mustrare? Intenția. Intenția. Cu privire la critică n-am suport biblic. Și n-am ce să vă vorbesc, că nici cei ce le practică n-au suport biblic. Dar vreau să vă spun asta, criticile nu sunt ziduri peste care nu poți să treci. Sunt trepte ce te ridică. Și dacă n-ai învățat din greșelile altora, o să înveți din greșelile tale criticate de alții. Dar ce este mustrarea? Proverbe 3:23. Îndemnul și mustrarea? Cât am zis? Proverbe? Hai să căutăm. Hai să vedem cine găsește primul. Din adunare. Ați găsit deja? Îndemnul și mustrarea? Lăsăm temă de casă? Scrie în Biblie sau nu? Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și Domnul vrea să prelucreze ființele noastre? Proverbe 6:23. În traducerea Cornilescu. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Atenție să nu ne depășim atribuțiunile când e vorba de mustrare. Se merge așa de sus în jos cu mustrarea. Adică tinerilor și copiilor nu le stă bine să mustre părinții sau bunicii sau pe cei mai în vârstă. Că a spus Pavel lui Timotei, și pe bătrâni să-i sfătuiești ca pe niște... Hai să citim. 5:1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Deci pe tată poți să-l sfătuiești, nu poți să-l mustri. Și pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Uneori este nevoie de mustrare. Predicam la noi despre Toma, în duminica Tomii. De ce are nevoie Toma ca să creadă? Cu ce să-l ajutăm pe Toma? Spune cuvântul în Ioan 20, versetul 24, Toma nu era cu ei când a venit Iisus. Și versetul 25, celalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, și el a răspuns, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Toma are nevoie de dovezi. Și câte un frate dă și îndemn la rugăciune, fraților, bine, ăsta e anti-îndemn. Nu știu că nu mai lucrează Domnul, nu mai vedem minuni, nu mai vedem vindecări, vă trebuie să-l iei să te duci o săptămână cu el prin familie să vadă. Toma are nevoie de dovezi ca să creadă. 2. Toma are nevoie de timp, zice versetul 26 următor, după 8 zile. El nu poate să pocăiască din prima zi. Am fost la evanghelizare, presbiterul m-a dus în familie și era, cred că era cumnată sau din câte mi-amintesc, că e mai mult de atunci. Măi, Ioane, n-o ce zici, mă, te pocăiești? Întreba presbiterul. Stai, mă, zice, că nu odată am fost. Dar îți place, mă, e fain la voi, mă, e fain, e organizare. Și nu te pocăiești, păi stai, că nu odată am fost. De-aia, în unele adunări trebuie făcut evanghelizare toată săptămâna. De duminică până duminică, Toma numai după 8 zile se pocăiește. Și Toma mai are nevoie de ceva, versetul 25, are nevoie de mustrare să se pocăiască, să-și revină. Asta face, face parte din prelucrarea vasului. Domnul i-a zis, versetul 27, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Uneori trebuie să-i spui la fratele și la sora, frate, nu mai fi necredincios, frate. Și Pavel a zis, la unii spune le-a apăsat. O spus și de o altă categorie, pe unii să-i mustre aspru. Ați găsit versetul acela. În Tit, hai să vedem. Lui Tit i-a spus, din câte mi-amintesc.
1:13, mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de bazme evrei și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Să se țină de învățătura sănătoasă care duce la evlavie, la prelucrare, la sfințirea vieții, că Domnul are nevoie de noi în lucrarea Lui, să-L reprezentăm, să-I aducem cinste, să dăm randament. Dar nu se merge cu dă năvală oricum. Da, trebuie să dai năvală. Dar numai că a venit stăpânul și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără să ai? Cum rămâne cu năvala? În împărăția lui Dumnezeu poate să intre oricine. Da? Dar nu oricum. Trebuie să își curețe vasul, că nimic întinat și spurca nu va intra în împărăție. Și Dumnezeu se folosește de vasele de cinste curate în care toarnă un de lemn. Sau poți să slujești și fără Duhul Sfânt. Sau te descurci și cu resursele tale. Știi muzică, ai oratorie sau știu ce mai au alții și merge. Mergi călătoream cu un frate și zice că bună predică și ascultați. Am ascultat și eu că ce să facă, nu puteam să sar din mașină. După un sfert de oră zic, dar oare asta o fi predică? Într-un sfert de oră n-am auzit niciun verset. Hai să mai ascultăm un sfert de oră. Și pe jumătate de oră niciun verset. Zic, asta o fi predică oare? Dar bine, zici mă frate, Cornelin, nu mi-am dat seama, zice. Cred că nu-i predică asta. Să nu se țină de basme evreiești. O citi printr-o carte, o povestioară și apoi jumătate de oră plâng frații. Dragii mei, să plângem ca în ultimul verset din Matei 26, versetul 75. Petru a ieșit afară, nu, repede la mașină, în parcare, dă drumul la muzică și hai să ieșim un pic la mol. Să ieși afară în curte și să plângi, să vină cineva să zică, bine, dacă te-ar vedea cineva, ar zice, ce ai mă, temperatură sau ce-i cu tine? Se vadă așa numai că a ieșit în curtea adunării și plânge așa singur. Trebuie să te ascunzi ca în Matei 6:6. Da, în ascuns, să nu te vadă nimeni, că s-ar putea unii să nu te compătimească, să nu te ajute, să te încurce. Mă așa să îndulcească și să-ți dea o anestezie. Lasă-mă, stai liniștit, că și alții doar au fost. Că marea e pentru toți. Și plaja, nu? Și doar dacă numai un pic guști. Era un frate de la noi și ajuta oamenii cu mașina, camionul și nu primea nimic, nici bani, nici nimic. Și ce m-a lăsat un bidonaș într-o zi. Mă zice, stai, ia-ți bidonașul, că nu tremie motorina ta. Lasă acolo, zice că prinde bine. Și când s-a uitat, nu era motorina. Zice, frate Corneliu, de unde a fi știut diavolul că mie mi-a plăcut vinul înainte de a mă pocăi? Și am vrut din prima să îi dau exit, dar m-am gândit, mă, lasă-l acolo, că mă, parcă e și păcat să-l arunci. Lasă-l acolo, că... Și mi-a venit în minte, deja îl duci la medicul stomatolog, știi, nu, ăsta ți-i prieten și ăsta, și nu, altfel, știi că și lui, tu nu mai bei, asta e clar, dai duci lui. Și-a zis, înainte să-i duc, o mai vin încă o șoaptă, auzi, tu-i duci vinul ăsta la stomatolog, dar dacă nu-i bun. Ce ziceți? Nu-i bine să te alegi la ochi. Și să-i zici altul, auzi? Ai văzut un bidon pe aici? Fă să nu mai fie. Nu-i mai în regulă așa. Ești mai curat și la cuget, și la privire, și la... Eu o putut să se uite fără să-și oprească privirea. Dacă nu poți să-ți stăpânești privirea... Și să deam de vorbă cu frații, o biserică de frați rom. Frate, zice, noi mai avem probleme cu gurița asta, zice, nu știu cum să facem. Care este așa, ținem pocăința, o ținem. Zice, păi știi ce scrie în Eclesiastul 5:6? Asta e partea noastră. Nu lăsa gura să te bagi în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. M-a luat gura pe dinainte și nu o să-ți dai peste gură după, dă-ți peste creier dinainte. Adică să nu te lase creierul
prin gura ta să cazi în păcat. Și nu zice înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit, de ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale. Și tu torni în pungă deasupra și Dumnezeu deșurubează de desubt și zice, bă, dar nu-i binecuvântare, dar cum să fie dacă tot ia gura pe dinainte? Și nu știi de la ce, mă, nu merge, bă, că am fost 3 sezoane în Germania. Ceva nu-i în regulă. Nu, parcă nu rămân cu nimic. Nu rămâi nici cu pace măcar. Și am spus, atenție la creier, stăpânească bine gura, să nu te bage în păcat. Asta e partea noastră. Păi frate, dar dacă nu-i atent creierul, cu dinții, strânge limba cu dinții, nu o lăsa să te bage în păcat. Și dacă bătrânii au probleme cu dantura, cu buzele. Și dacă nu, am zis către frați, mai este o metodă. Serios, mai este una. Îi dau frații, zic, mai beau un pahar de suc și pe aia vă zic. Și am mai stat. Hai zi, frate, care? Și m-am dus, aveam acolo la mine rămas un scoci. Zic, cu scoci. Pune leucoplast pe gură și stai liniștit. Nu lăsa să te bage în păcat. Firea pământească, dacă este alimentată cu ce îi convine ei, dar nu folosește Duhului, o să te arunce în gol și o să fii în cădere liberă și o să ajungi unde nu ți-ai propus să ajungi. O să te devieze de la adevăr și o să te ducă în eroare. Pentru că firea pământească are reacțiile ei, îndemnurile ei, faptele ei. Dar dorim Duhul Sfânt să ne conducă viața, să stăpânească inimile noastre. Când treabă oamenii din alte culte, măi, am înțeles, păi și voi și baptiștii și creștini după Evanghelie și cu tare și toți vă botezați în apă. De ce să vin la voi și să nu mă duc la alții? Ai putea să spui, haideți la noi că la noi este Duhul Sfânt. Sau nu ar trebui să fie? M-am uitat într-o adunare și zic că voi aveți numai porumbelul pe ștampilă? Unde e secretarul? Și-o zis, aici. Și m-am uitat, s-a uitat la mine fratele secretar, nu mai știa sigur dacă mai are porumbelul pe ștampilă. Păi e suficient atât că ești în cultul penticostal, că simbolul ștampila cu porumbelul așa și poate mai este și pe adunare ceva și o denumire frumoasă, flacăra rusalilor sau altceva. Fiți plini de Duh și acum, înspre încheiere, fac și precizările acestea. Ce înseamnă să fii plin de Duh? Sau am numit eu concentrația maximă a duhovnicescului. Că nu pot să vă vorbesc despre parțialități, duplicități, amestecuri și mai multe căi, ca vom vedea cum, cât de cât, cum putem, poate ne mântuie Domnul. Vorbeau doi frați, unul de la noi din adunare, povestea cu un frate, zice, auzi mă, cum stai așa cu râvna, cu pocăința, cu roada Duhului, cum să sfătuiau frații? Mă, zice, Viorel, tu știi, eu sincer, și spun sincer, eu mă mulțumesc dacă Dumnezeu mă bagă după ușa acolo. Dar numai să știu că sunt împărăție, acolo după ușa, eu nu vreau primul și la masă cu Avram, Isaac și Iacov, acolo după ușa. Eu mă mulțumesc, no, nu te superi, s-am zis sincer. Și ce fratele Viorel, și eu sunt sincer. Noi suntem prieteni și tu nu te superi, așa e că nici eu nu m-am supărat. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. Când e vorba de lucrurile pământești, vrei să fii primul. Și când e vorba de lucrurile Duhului, vrei să fii ultimul. După ușă. Nu ți-e rușine. Când e vorba de lucrurile firii, vrei mai multe camere, mai mulți kilometri de excursie, plin rezervorul, știi? Mai mult teren. Mai multă vorbă goală. Merge moara fără materie primă, niciun rezultat. Și la sfârșit, și când e vorba de lucrurile Duhului, știți că spune cuvântul în Romani, că umblarea după lucrurile Duhului este
Nu după Duhului, zicem acum, atenție, hai să citim, este viață și pace. După lucrurile firii, este moarte. Am citit din 2 Corinteni 7 că este o întristare a lumii care aduce moarte. Dar este o întristare a Duhului care aduce viață. Hai să citesc, să citim împreună, că dumneavoastră văd că aveți și Biblii și afișați. Asta e mai rar, așa? Unii nici nu au Biblii, nici nu afișați. Roman, capitolul 8, versetul 10. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și atenție, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dar în ce măsură? Cam ce concentrație de duhovnicesc este la noi? Facem verificare. Din prisosul inimii vorbește gura. Dacă am făcut verificare la nivelul exprimării, mergem la nivelul practic al faptelor. Roada Duhului se vede. Că nu poți să zici, am una, dar n-am alta. Fraților, eu am așa o pace, asta e roada Duhului, dar n-am înfrânarea poftelor. Asta e o liniște nepăsătoare în păcat care nu ți duce la bine. Deci ori ai roada Duhului, ori nu ai. Nu uneori, câte una, din când în când, câte unii. Roada Duhului cuprinde în ansamblu rezultatele unei prelucrări ale Duhului Sfânt. Citim versetul 9. Voi însă nu mai sunteți, trebuia să plecați acasă la 8, așa-i? Pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Trei precizări înainte de a pleca acasă. Sau poate nu acasă, direct. Poate în curte. Să mai medităm, să mai ne sfătuim. Sau cum spuneau frați într-o adunare, frate, zice, să știi că seara asta avem seară prelungită. Da. Pentru asta ne-a schemat să fim doi lucrători. Da, avem seară prelungită. De la cât? De la 6. Până la cât? Până către 8:30, eu zis. O prelungit-o tare de tot. Că după 8 deja se uitau la ceas, că erau obișnuiți altfel. Nu cu seară prelungită, era duminica. Au zis că seară prelungită duminica și seară prelungită duminica e numai făcut seară. Concentrația maximă a duhovnicescului sau ce înseamnă a fi plin de Duh. 1. Elimină orice influență a surselor nepotrivite. Concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh elimină, anulează, îndepărtează, cum vreți să spuneți, orice influență a surselor nepotrivite. Chemați pe oameni la Pentecostal că au Duhul Sfânt, fraților. Sau spuneți-le că ar trebui să aibă, dacă nu au. Că noi ar trebui să avem fiecare o măsură, o concentrație maximă a plinătății Duhului Sfânt. Și spuneam la noi la Sfatul Frățesc, când am văzut că nimeni nu-i nemulțumit, toți sunt mulțumiți, zic, fraților, eu am o foarte mare nemulțumire. Zic, da, frații, zic, da, cu privire la cam toți. Zic, da, frații, fii atent ce supărat e. Fratele păstor, nu mai există acea sete spirituală, acea dorință sinceră de a ne alimenta de la sursa curată a Duhului Sfânt, de a fi un plus de putere. Parcă ne-am obișnuit cu lucrurile firești, parcă suntem căldicei și a spus Domnul Laodicea, pentru că nu ești nici rece, adică oamenii să se uite și să vadă, mă duc la ei. Că asta îmi trebuie, Duhul Sfânt, sau se poate și fără Duhul Sfânt. Și nu ești nici în clocot, adică plin de Duhul, am să te las. Și a plecat slava Domnului de la israeliți, mai întâi curtea din afară, a templului, și după aceea au plecat. Și au rămas cu programul, cu liturghia, cu ce mai este pe la adunare. Cu clădirea.
și slava, prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu. Ați dori să fie Duhul Sfânt prezent în adunare întotdeauna? Ați dori să fie în inimile noastre? Asta va aduce un mare beneficiu. Dacă este plinătatea Duhului, asta elimină orice influență a surselor străine. Că dacă paharul e plin, nu mai încape nimic altceva. Paharul meu este plin de simt și cei de lângă mine. Câteodată te uiți, oare fratele doarme sau se mai roagă? Dar când ești lângă un frate, ce-o înțeles versetul acela, nu stingeți Duhul, fiți plini de Duh, și cere și se roagă, obișnuiesc să spun în biserica unde slujesc, fraților, există și rugăciuni simple și scurte. Ca de exemplu rugăciunea pentru masă. Când ne rugăm pentru masă, mai scurt așa, că avem treabă. Mă duc în câte o familie, că frații mă mai cheamă. Frate, să vii să servești cu noi, că mai avem părtășie, dar foarte bine. Și când mă duc, apoi să pornesc frații la rugăciunea pentru masă cu câte o rugăciune. Și am zis, fraților, mai ușor, că nu-i stăruință. E rugăciune pentru masă. Dar la stăruință nu te ridici și te așești pe scaun, că întăriți genunchii slăbănogiți și mâinile obosite. Mai îndemnați pe frați. Mai rugați-vă să aibă putere, că apar ca așa câteodată la stăruință ca să primim Duhul Sfânt, ca în muzică așa, cu fade out, știi? Din ce în ce mai rar și mai încet. Da, tremolo sau cum zice. N-am mai cântat de mulți, nu m-am mai uitat pe note. Da. Fiți plini de Duh. Asta elimină orice influență a surselor negative. Apoi, păstrează o stare corespunzătoare a vasului. E adevărat? Pe cum să nu? Să nu îmi spui că pui apă într-un recipient de tablă și n-ai treabă cu rugina. Dacă pui îndemnurile și lucrurile firii pământești în minte, prin poarta asta, o să ai reacții adverse uneori la ceea ce trebuie să faci. Dar dacă pui lucrurile Duhului, va fi viață și va fi pace. Și vasul tău va fi păstrat într-o stare corespunzătoare după voia Domnului. Și a treia precizare, a fi plin de Duh sau concentrația maximă a duhovnicescului garantează sau asigură rămânerea noastră în custodia Duhului. Dacă nu, la Odicea, pleacă. Pleacă, te vărs din gura mea. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, rămâi în area de acoperire a Duhului Sfânt. Vei fi călăuzit, vei fi cârmuit, vei fi îndemnat, vei fi stăpânit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o să zici, eu nu pot să fac ce vreau eu. Că oricum nu o să faci ce vrei. Ori o să faci ce vrea firea pământească dirijată de după cortină, ori vei face ceea ce vrea Duhul din tine, în care locuiește unde lemnul binecuvântat și luminează mai departe. Asta înseamnă să fii plin de Duh. Vă las ca salut acest verset. Vi las ca îndemn, ca un mod de viață, ca orientare. Efeseni 5, 18b. Fiți plini de Duh. Amin.